Aspartamul, unul dintre cei mai cunoscuți îndulcitori artificiali din lume, ar putea fi declarat substanță cu potențial cancerigen de către una dintre comisiile care funcționează în subordinea Organizației Mondiale a Sănătății. Acest anunț ar urma să fie făcut public în cursul lunii viitoare. După cum au arătat decizii similare anterioare, declararea acestui îndulcitor artificial drept cancerigen ar putea avea parte de opoziții din partea unora dintre producători și cu îngrijorare și confuzie din partea publicului larg. Analiza cercetătorilor realizată la începutul acestei luni, după o întâlnire a experților externi ai grupului, are ca scopul de a evalua dacă aspartamul este un potențial pericol sau nu, pe baza tuturor dovezilor științifice. Trebuie subliniat că această clasificare nu ține cont de aspecte care țin de cantitatea pe care o persoană o poate consuma, fără a se expune riscurilor. Un astfel de anunț urmând să devină responsabilitatea unei comisii mixte formate din experți ai Organizației Mondiale a Sănătății și Organizația pentru Alimentație și Agricultură a ONU și autoritățile naționale de reglementare. Început cu anul 1981, Comitetul OMS, care se ocupă de studierea aditivilor, a declarat că aspartamul este sigur pentru consumul uman dacă acest lucru se face în anumite limite de siguranță. De exemplu, un adult care cântărește 60 de kilograme ar trebui să bea între 12 și 36 de doze de băuturi dietetice în funcție de cantitatea de aspartam din acestea, în fiecare zi pentru a fi într-o situație de risc. Poziția aceasta a fost împărtășită la scară largă de autoritățile naționale de reglementare din întreaga lume, inclusiv de cele din Statele Unite și Europa, relatează Observator News.ro.